Mulțumesc foarte mult, doamnei Cristina Godun. V-a vorbit despre film. Filmul este celebru, filmul lui Roman Polanski din 2002. Film care a luat 3 Oscaruri, care a luat Paldor, care a luat BAFTA și celebrul actor Adrian Brody, care îl întruchipează pe Spielmann. Spielmann a dat ultimul concert exact înainte ca nemții să distrugă Radio Polonia din Varșovia. Asta s-a întâmplat pe 23 septembrie 1939. Ce cânta el? Cânta Chopin. Unui erudit muzicolog, aș putea să spun, Marius Constantinescu, cred că îi sunt foarte aproape toate marile bucăți pe care le-a cântat Spielmann și care sunt evocate ca supape de supraviețuire în acest impresionant volum. Permiteți-mi să-i dau cuvântul.